Marți, premierul Emil Boca a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu Igor Ziuzin, președintele Consiliului de Administrație și acționar majoritar al grupului Mecel. Prim-ministrul Emil Boca a ținut să aprecieze investițiile pe care grupul Mecel le-a făcut în România, cea mai recentă fiind la Oțelul Roșu, și a afirmat că guvernul român va acționa în perioada următoare pentru consolidarea creșterii economice și atragerea de investiții strategice. Suntem interesați să dezvoltăm un mediu de afaceri prietenos în România și pentru aceasta vom menține unele măsuri precum impozitul pe profit de 16%, neimpozitarea profitului reinvestit concomitent cu dezvoltarea parteneriatelor public-private și continuarea absorției fondurilor europene cu menținerea țintei de deficit convenite cu organismele financiare internaționale, a afirmat premierul Emil Boc. Igor Ziuzin a declarat că grupul Mecel este interesat să-și continue activitatea de aproape 10 ani de pe piața românească și are în vedere consolidarea investițiilor în România. La întrevedere au mai participat reprezentanții ai Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și Alexandru Ciurilin, ambasadorul Federației Ruse în România și alți reprezentanți ai grupului Mecel. În ceea ce privește Mecel Târgoviște, producătorul de oțeluri speciale a raportat în primul trimestru al anului 2011 o cifră de afaceri de peste 249 de milioane de lei. În prezent, la Mecel Târgoviște lucrează 2300 de angajați, mai puțin decât în 2010, cu aproximativ 500. Întreprinderea din domeniul metalurgic nu a primit subvenții și nici venituri în avans, are o producție în valoare de peste 243 de milioane de lei și un profit de 172 de milioane de lei.